Deci orice, când începeți orice activitate, legea tot ce începe. Azi, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată despre faptul că la bazinul olimpic din Baia Mare mai mulți copii prezintă simptomele unei intoxicații, posibil cu clor. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care, din primele verificări, a constatat următoarele. La subsolul bazinului se efectuau reparații la instalația de tratare a apei, iar prin ruperea unui robinet s-a produs o scurgere de aproximativ 20 de litri de apă și clor. Vaporii emanați prin gurile de aerisire au provocat iritări la nivelul căilor respiratorii a persoanelor aflate în bazin. S-a luat imediat măsura evacuării persoanelor și 4 copii au avut nevoie de îngrijiri medicale. În prezent, polițiștii efectuează cercetări, urmând ca, în funcție de rezultatul acestora, să se propună soluția legală care se impune. Ce s-a întâmplat? Se poate un pic. Ce s-a întâmplat? Pe mine m-a sunat soțul să mă duc repede jos la bazin, că e rău la copil, că nu mai poate respira. Și am ajuns jos la bazin. Când am ajuns eu jos la bazin, deja cu nata și socra era jos la bazin și eu chemat salvarea. Și a ieșit salvarea la copil. Care a fost cauza? Ce știi? Păi, din câte am înțeles, cum mi-au spus ei, că s-a oprit ventilația înăuntru în bazin și din cauza clorului. A fost pus manual sau ceva de genul ăsta? Câți copii au fost aduși la spital și pentru ce? Deci au fost aduși 4 copii cu vârste între 9 și 11 ani, 2 băieți și 9 fete, cu presupusă intoxicație cu clor de la bazinul de not. Starea lor de sănătate este foarte bună, saturația este bună, 90-98, deci nu se pun probleme medicale deosebite și cu mare probabilitate nici nu o să rămână internați. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit 2 victime. Lovit de fulger în stop. Reale, șocante și necenzurate. Aia este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmeme.ro Mereu primii.